Thank you.
Let's fuck! Thank you.
Adică mâine e rând. Nu pot să zic, da? Adică sunt doi oameni care mă țin fiecare de o mână cu două mâini și pot fi mult mai puternici decât mine. Atunci, șmecherea este că să nu-i ceartesc pe amândoi odată, ci pe fiecare pe rând. Mă duc către el. Să-i tratez pe fiecare, pe rând, sau pot să-i aduc cam în doi și din neamândoi să facă un singur pe care să-l rezolv. Astea sunt cele două variante. Da? Da? Deci ce face, da? I-am adus cam un singur. Observați un singur om aici. Sau îl tratez pe unul, și apoi pe celălalt. Hai! Poftim! Poate fi mascat în mâneca, în spate, da? Înțelegi? Poate fi mascat foarte bine, da? În acea pună și nu se
în sens să intre aici sub acest lac, s-ar putea să fie o față unei lovituri de cuțit, care să fie fatală. Da? De asta, astfel de întâmpinări nu mai favorabile, pentru că, odată, lovitura este atenuată, doi, mă deplasez într-o zonă în care poate să mă ajungă mai târziu. Da? Mai târziu. Da? Mai târziu. Că cei care lucrează neglijent se pot auto-accidenta. Da? Deci, da, hop! Și apoi îmi dau seama că sunt cu mațele în mână. Da? Arma trebuie să fie cât mai departe de mine, da? Da? De asta fac așa, da? Control. Da? Cuțitul în gât, mâna cealaltă e blocată, nu poate să mă lovească. Nu poate să ia nici cuțitul de acolo. Da? Da?
thank you. Deci mă interesează partea de tehnică. Poftim. Prea mult ai să mai zic.